Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu cum să abordez știrea asta, e pentru prima dată când descoper un astfel de conflict, o astfel de controversă în România. Abordează-o direct, e ruptă din realitate. Drumul către două cimitire dintr-un sat gorjean a fost asfaltat, dar doar până la cimitirul ortodox. Celălalt de pocăiți a fost lăsat o naturel, adică din țărână. S-a ales praful de el. Practic, da. Practic, drumul către rai e pavat cu mici neatenții, ca să zic așa. E vorba de satul Vălen din comuna Plopșoru. Ce nume frumoase. Și cimitirele ortodox și penticostal sunt unul lângă altul. Iar între cele două intrări sunt între 10 și 30 de metri, în funcție de pe cine întrebi. Unii zic 10 metri, alții spun, nu, domnule, de 3 ori mai mult, 30 de metri. Adevăratul cimitir, ca să zic așa, cel ortodox, mă rog, cu ghilimele, a beneficiat recent de o investiție din fondurile primăriei, care a plătit asfaltarea uliței respective. La pocăiți, însă, ce să vezi, s-a terminat organizarea de șantier. Unul dintre consilierii locali din comună, Dan Pop, este indignat și iată ce declară el pentru ziarul Adevărul, citez. Localnicii s-au plâns și m-am deplasat acolo, în urma sesizării făcute de un cetățean. Vă imaginați, practic, o deplasare în cadrul teritoriului administrativ al satului Vălen, din comuna Plopșoru. Oficialul satului s-a deplasat la fața locului pentru a verifica situația în urma plângerii cetățenilor. Este vorba de o porțiune de 30-40 de metri. Nu se poate face un asemenea abuz. A asfaltat, adică primarul, până la limita dintre ele. Acolo s-a oprit. Se vede clar că a făcut rău intenționat ceea ce a făcut. Primarul Petre Grigorie spune însă că interpretările criticilor sunt răutăcioase. Nu am nimic cu ei, deși eu sunt ortodox. Sunt tot creștini, spune primarul. N-are nimic cu ei, nici măcar asfalt. Da. După care adaugă că e doar o chestiune de cadastru. Citez. Când a fost făcut proiectul de asfaltare, ca să și drumul a fost trecut la domeniul public în urmă cu câțiva ani, nu exista cimitirul penticostal acolo. Nu poți să investești, să cheltuiești pentru un obiectiv care nu este trecut în drumul public. Și am încheiat citatul. Acum eu nu mă îndoiesc că e adevărat, din punct de vedere birocratic, formularistic, acolo este o problemă, dar trecerea în domeniul public s-a făcut acum câțiva ani, zice primarul. Asfaltarea, acum. Și nici nu e o distanță atât de mare. Totuși, nu se putea face oare ceva? Oricum, dacă tot n-au primit asfalt, penticostalii nici nu mai vor d-asta, că e de proastă calitate. Hopa! Iată ce spune consilierul Pop. Citez. Asfaltul este de toată jena. S-a degradat. A ieșit iarba prin el. Am făcut o sesizare către Inspectoratul de Stat în Construcții și încă nu am primit un răspuns oficial. Pentru că veșnicia s-a născut la sat, aș zice eu, nu știu ce, atâta grabă. Deci la ăștia pe ultimul drum e și cu iarbă? Uite, mă, vezi ce mai loc cu verdeață. Da, normal. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.